Salutare, băieți, și bine v-am găsit la un clip nou. Eu sunt Heaven și în continuare o să vă arăt pe harta DAS 2 anumite chestii, unele smoke-uri, cam ce fac eu, cam cum s-ar ține, cum țin eu anumite poziții. Precum și voi, v-am obișnuit deja, hai să intrăm în joc să vedem ce și cum. Hai să vedem, băieți. Să intre și aici pe OBS jocul, cum să se facă, hai că... Ia să vedem, arată, arată, bun, se arată și jocul. O să le luăm cu începutul. Niște smoke-uri basic, boys. Avem aici, începem cu smoke-ul pe Xbox. Vă puneți aici în colț. Te lipești de colțul ăsta. Te aliniezi, îți aliniezi ținta cu astea două. Aici așa, gen, aveți aici o linie imaginară. Pic cu geam, sau dai smoke-ul. Asta o să pice exact pe Xbox, să sperăm. Următorul smoke e de colț lung, să pice aici pentru AVP-ul care vă ține. Te duci la cutia asta, te pui chiar tipigen, săpătura asta. Aveți aici, boys, una, două, trei, patru de astea. Te duci la patra, sus aici. Pui smoke cu mână și aici. Duci ținta mai sus și arunci cam pe aici undeva, gen, îți iei așa tu singur, îți pui singur așa, gen, în cap, una, două, trei, patru, iei sus, cam pe aici undeva, puțin mai sus, mai veni. Băi, l-am dat bine, boys, mai încercăm o dată, asta este, hai, uite așa, puțin mai sus, gen, ce o să pice pentru AVP-ul ăsta. Un smoke la B pentru post, dacă vreți să vă duceți. Vă puneți în colțul ăsta. Puneți în colț la pilonul ăsta. Și aveți aici chestia asta. Bara, ce-o fi ăsta, plafonul ăsta. Pe aici vine ținta. Te pui în colț, te pui în crouch. Din curs se dă. Te pui în crouch. Pui ținta aici și îl dai. Trebuie să spici exact în poate aici, gen. Fără gap, fără nimic. Smoke me to be, în caz că nu știți. Te pui aici. La lemnul ăsta. Aveți aici săpătura asta din perete. Și îl dai pur și simplu. Fără să pică exact aici. După ce luați minul, vă puteți pune aici, cască vă să-și facă boost pe cutia asta, gen aici, sau aici sus. Te pui în colț aici și aveți, gen aici, a doua asta, al doilea blem, aici. Poți dai și smoke-ul ăsta, pică bine, o pică, nu pică bine, asta este, băi, să mai încercăm o dată, puțin mai jos, nu mai știu exact, bada, e chiar... Puțin mai jos, gen, asta e pentru boost. Nu te vadă, lupa de aici. Lupa de aici care te ține, gen. Ce smoke-ul mai is? Smoke aici pentru fază ei. Te pui în colț aici, ca asta. Și aveți aici colțul de la clădire. Îl dai direct sus cu colțul. Asta pic exact în bază ei, pentru toți de aici, dacă vrei să sari. One way pentru shot, aici avem un one way. Asta de pică pe bordură, cred că le știți mulți. Te pui împreună cu, la mijlocul ușii. Și aveți aici, boys, un punct. O, ce-o fi asta de la harta, chestia asta de aici. Asta. Te aliniezi cu ușile, în mijlocul ușilor. Pui ținta și adun smoke-ul, ăsta o să pice exact pe bordură. Aici puteți să vedeți cât de cât smoke oamenii. În continuare a smoke-ului ăsta poți să te pui aici. Ținta e la, sus la cutia asta, mai dai încă un smoke. Mai în față, gen de... Smoke-ul ăsta să fie wall de smoke-ul de aici pe shot. Împreună îți două smoke-uri foarte bune, poți să ajungi până aici fără să te vadă nimeni.
Mai este un smog, dacă vreți faceți fake gen, poți să vii aici, să zicem că ești 1v1, ai un smog pe tine și nu știi ce să faci. Fii aici pe lung, te pui la butoiul ăsta aici și este aici chestia asta. Îți pui aici ținta, smog-ul ăsta o să ajungă în bază ei, cu geam tău. Pui ținta aici, vedeți? Aici. Și numai cu geam tău, apeși și smog-ul ăsta pică exact în bază ei. Și mai este Moco. Se pice exact aici în bază ei. Dacă n-ați aici puțin, puțin mai în stânga aici. Aici îl dai Molotov la mașină, boys. Tu ești pe butoiul ăsta. Pui ținta pe chestia asta și cu geam tău trage la mașină, fără să fii nevoit să le arunci și să te spargă sau ceva. Bun, astea au fost câteva smoke-uri. Cred că v-am arătat cam tot ce era plus minus de arătat. Acum, hai să vedem cum se ocupă lungul, Catero. În primul rând, dacă ești primul spawn, a tăi scară flash-uri pe lung din spate, îți dau flash-uri peste partă gen. Duca și primul spawn vii, care aici un flash și s-a cu spatele cu el, cu el. Te bagi aici. Întâi, dacă ești primul spawn, atezi cadă flash-ul, vii vigilie, spui flash-ul mână, îl dai aici un flash și se arde cu spatele și aici te bați. Cu smoke ești cu tot. Trebuie să vezi neapărat plus minus smoke aici. Poți să te bagi în spatele albastru de aici, poți să vii aici, până aici cu spatele, că atezi cadă flash-ul în continuu și după te uiți. Te uiți și tragi și te bați. De aici, ca să intri în pit, dai un flash peste deep, ai sărit în pit să nu te bată lupa. Ca să iage în flash-ul, ia lupa flash-ul ăsta de aici. Dacă te ține să nu cumva să poți sare în pit. Flash-ul e foarte simplu de ocupat. Poți să dai numai smoke-ul ăsta de aici cu geamul pe care vi l-am arătat. Să pice smoke-ul foarte bine picat, nu-i bai. Pică smoke-ul pe Xbox. Este aici un poflash, boys. Te pui în colțul ăsta. Este aici colțul ăsta, asta e un flash foarte bun pentru short aici. Este aici colțul ăsta gen. Pui aici ținta. Dă-i flash-ul. Eu cine e pe short aici o să fie full blind. Până și lupa asta care ține aici unghiul ăsta. O să fie și el flash-ul. Flash-ul pic exact și pentru lupa gen sus. Din nou te pui în colț. Pui ținta sus la colț, ai dat flash-ul. Flash-ul pică perfect pentru short aici. Ai ocupat shot-ul la mid. Dacă vrem, băi, să luăm mid-ul. Dacă cineva stă aici sau aici, o să fie mort. Pentru că voi l-au ocupat de mid. Tot timpul unul e aici cu molotovul pe scara de la lor. Dai aici molotovul cu colțul ăsta și apeși aici. Asta de aici ai prins și nu se poate face absolut nimic. Ați înțeles? Asta o să ia foc de aici. Până cu mid-ul, pur și simplu vie aici, cal molotovul și apeși în continuu. Apeși aici. Asta nu, o să fie imposibil să mai scape de aici fără să mă adă, în caz că ține de aproape. După o să vină normal un flash din mid. Te bagi cu flash-ul și eu cu mid-ul. Pus smoke în bază, între timp cineva îl dă altul de smoke-ul ăsta aici la pust. Și eu cu mid-ul. Tot timpul e foarte important să vă care cineva flash aici. Pentru ăsta care ține de aici. Foarte important și flash-ul ăsta, în caz că vă ține de aici cu lupa sau de aici. Sau de aici. Să fie să flash-uit. De obicei, eu îl caut de aici flash-ul, pur și simplu așa îl dau dimers. Lângă. Și pică exact aici pe o flash sus. Eu unde te ține, îl spargi, nu are ce să-ți facă. La B, aici pur și simplu trebuie să dai rush sau contact, depinde cum vrei, cu flash-uri, cu smoke-uri, nu prea mult de zis aici.
Eu vă propun să dați flash-uri pentru a voștri. Dacă este smoke aici, să zicem că ăla nu mai apasă sau nu m-am pic să dau mai în ce muzica asta, că poate rută piesa. Ăla a apăsat, le-a zis la voștri, bă, stați aici în smoke aproape, vă dau eu flash-uri. Te pui aici, în colț, pile roșu din stânga, partea stânga. De aici două flash-uri, cu asta. A doua de asta. Cred că ai pus timp pe aici, două flash-uri. Să le ia tot site-ul. De aici le ia absolut oricine. Oricine a ține, de aici le ia. Numai te pui aici, nu, niciun geam sau nimic. Te pus, ai dat. Atât se bagă aici vijelie. Atât nu o să fie flash-uiți. În continuare, hai să vedem ce să facem noi. Să începem cu lungul. Ne punem pe CT să se înțeleagă care e faza. La lung. Dacă ești primul spawn, adică spawnul de aici. Vitare lung, vii cu, aici vii cu spatele, te duci. Stai rapid aici moliu. Te întorci. Al doilea spawn. Poate să vină să dea acolo moliu, adică în spate la cutia albastră. Și al treilea spawn tot timpul. După mine sunt cele mai bune flash-uri astea și mai zi de acolo. Te pui pe mașină, de aici așa, două flash-uri de astea. Aici le-a absolut oricine. Nu-i... N-are gap, nu se poate feri nimeni la flash-urile astea. Ținând cont că tu ai aici molotov, aici molotov. De aici mai vin rapid două flash-uri peste. Ia spală pe așa, nu mai am nicio șansă. Așa se ocupă și primul spawn, ar mai putea, dacă vrea el, să-și dau un flash aici cu click sânga, împreună cu flash-urile pe care le dă lui, face pic aici. Bine așa și face pic după și trage. În timp ce sunt molotovele, în timp ce vin flash-urile. Dacă nu aveți utilități lungă și utilități multe și vreți voi să faceți un play nebun, eu am mai făcut chestia asta și de câteva ori îmi este 55%, e foarte discutabil. Și dai rush pe lung, dai aici un smoke, dai aici flash, te bagi și faci pic aici. Dacă ești flash-uit, intri pe lamă până în pit. După o dai cu ei. Nu prea ai ce face. Dacă vrei să faci tu așa din play nebun, deci bă, hai să vedem. Fii din prima, ți-ai cărat ăsta, ai dat flash-ul în spatele tău, te duci cu ținta în pământ până în pit. Ori o dai direct cu ei cu flash-ul spate, dar normal că o să scade și ei flash-uri, așa că o să te duci cam până în pit. Poți face și chestia asta, dai ăsta, dai flash, te duci în pit direct. Intre așa în pit, din prima. Și după aici, stai, faci picuri, încerci să te bați cu ei, să duci unul cu tine. Stabil aici. La shot, băieți, dacă sunteți doi inși, vă faceți boost, unul poate să stea aici. Ține aici unghiul ăsta cu lupă sau cu armă, cu ce vrea el. Al doilea stă aici cu spatele, exact așa. Stă anti-flash, dacă pușcă flash-ul, face asta pic. Și ăsta sare jos aici. Asta de aici sare jos. Sau rămâne aici după perete, cum vrea el. O să rămână aici. Și ăsta aici stă pe... pe punge. Se bate, să se întoarce rapid, face picul. Puteți, de asemenea, să vă faceți boost aici, rapid. Asta de sus de aici vede lower-ul. Oh, bye. Stai. 99. Asta de aici, dacă le faceți boost, o să fie undeva cam la înălțimea asta. O să vadă tot lower-ul. Vă puteți da la fel, dacă aveți lupă și vreți să faceți un play mai nebun, vă dați smoke aici. Încercați să vă băgați așa, gen, timp câte puțin. Faceți pic. Asta depinde cum o simțiți și ce vreți să faceți voi. Dar cam simplu să-ți ia așa short-ul sau lungul, dacă l-o ocupi bine. E harta voastră, teoretic. Pe mid, eu personal, de multe ori, dacă vreți să faceți pic cu lupa, eu, dacă ați văzut și pe live-urile mele, pe fiecare live, am dat flash-ul ăsta și am făcut pic. Unul cu flash-ul. Asta de aici o să fie half flash-ul igen și nu o să aibă așa reacții încât să te bată neapărat.
Fii aici, te dai puțin cu spatele când ai flash-ul. Ai făcut pic când o pușca flash-ul. Eu așa fac pic, fac pic. Dacă nu vă puteți face boost, aici e smoke-ul de cross. Vă puteți face boost aici la car. La asta. Aici unul e sub tine, teoretic. Ai pus lupa, spargi pe asta de aici. O să... să zicem că ei dau smoke Xbox. Tot timpul, teoretic, au se ține unul din pit sau de unde vrea el de aici din lung. Unul de la mașină ține shot-ul de aici. Și unul stă în bază tot timpul, după ce se ocupă AUG în KCT. După ce ocupi AUG, lungul, îți lași om la mașină, om pe lung și unul vine în bază. Ăsta ține aici. Și tu ții de aici. Poți fi foarte bine midul sau de mai sus, depinde cum simți, cum vrei. Poți de aici. Atât de aici ține partea dreaptă din mid. Dacă se cade smoke în bază, poți de aici să te dai înapoi în B. Atât ține B-ul, tu ții de aici. După mai faci un pic din poți. Aici deja depinde de cum vrei tu să joci runda. Cât de... pe tupeu ești. Pe B. B-ul e mult mai simplu. Aveți aici, să zicem, să dă cineva să mă ocoasă de cross. Uvitare, poți să scad din prima molotov. Poți să-i dai și un hea acolo în tunel. Vii cu spatele, eu așa fac de obicei. Las că dau ei flash-ul, vii cu spatele aici. Nu vii așa, gen, nu dai molotovul și vii așa. Nu așa, niciodată, dacă vii așa mori. Adică iei două flash-uri și te spargă ăștia. Vii frumos, intri cu ai dat molotovul. E așa. Te pui aici lângă rapid, dacă ai auzit flash-uri. Mai stai cu spatele aici cât poți, după tu faci și o dai cu ei, dacă nu, în timp ce molotovul. Poți să dai smoke-ul dacă vrei. Poți să te dai înapoi, ți iei o poziție în platformă unde vrei tu cu lupa. De aici poți să ții. Pui aici lupa. Poți să pui aici, numai să ai grijă la boost. Că poți să facă boost aici să se spargă. Poți să aici, eu. Aici îl bați pe primul, după care a tău din mid, îi zici că bă, a intrat în B, să scadă flash-ul în spatele tău. Îți scadă acolo flash-uri. Și tu nu ești alb și așa sunt full flash-uit, mai e cu tine 1-2, cel puțin de aici. Mie personal, cea mai prostă poziție, mi se pare asta. De aici. Și cu arma și cu lupa. De aici e fiecare flash. Și cam îți face toată lumea aici, gen tu când intri în B. Îți facem la prefire, știi, asta e ideea, îți facem la prefire acolo. Catero pe shot. Ca și Tero pe shot, boys. E cât de cât ușurel. Plus minus. Aici încă nu mai vezi smoke-ul, deci vrei să te bați cu ei. Poți să faci pur și simplu, când vii aici shot, ok, gol, ai verificat tot, te uiți aici, că aici mai stau mulți. Pardon, verifici și la butaie, faci un shout de la gust să nu se spargă. Și după, da, dacă vezi că e gol și aici sub tine, începi și faci shoulder. Faci prima aici, shoulder pic, al doilea aici sus, al treilea aici, te uiți pantă, te uiți aici, te uiți aici. Și verifici fiecare unghi în parte. Aici poți fi peste tot. Poți să te țină de aici. Poți să te țină de aici. Sau de aici. Sau de aici. Sau de aici. Foarte multe poziții. Iar tu trebuie să intri, să te asiguri în fiecare unghi. Faci shoulder în continuu. Până-l vezi. Faci aici, faci sus. Faci jos, faci la unghiul ăsta. La unghiul ăsta. Pe lung. Dacă ai lupă, ai spawn de lupă, vitare, atezi cală sau nu flash, ai sărit în porți, ai pus lupa și ai făcut pic. Poți să pui lupa și mai târziu, dacă vrei, e aici, sari, ai pus lupa direct. Hop, depinde cum vrei tu, sau dacă știi să-ți faci săritura asta ca să nu te încetinează. La fel și de aici, dacă ai lupă, primul spawn, vii cu spatele din bază, ai pus lupa, ai tras, poți fi full flash-uit. Ei direct primă aici la blunt, ai tras și vii în spate. Te dai înapoi, poți să scade un flash singur, poți să vii înapoi, poți să fii de aici, te poate boosta din echipa ta, site.
Dacă te busează, poți faci pic aici. Faci ușor pic în pit. Trebuie să ai grijă că dacă te ține el, deja te sparge, asta ideea. Dacă te ține exact aici, te sparge. Dacă ai tupeu, poți să dai aici un smoke. Fii aici, faci o nebunie de asta cu două scopuri. Foarte multe chestii. Dacă ai aici doi oameni sau ai un om ăsta și un rampă, ei îi dai smoke-ul de jos. Tu ai flash-uri pe tine. Te pui aici în spate la bază, ai curat două flash-uri sus. Și așa de aici o să fie full flash-uiți. Atei se bagă din smoke, se bagă din site. O să dai și mult mai în spate, undeva acolo. O să le ia și din lung și o să din site să nu le ia. Fac pic împreună amândoi. La B tot timpul vă recomand să dați flash-urile în spate, sus, acolo. Să le ia toată lumea de aici și din Xbox. Era aici un molotov, nu mai știu exact cum era. Nu mi-am zis nici exact să fumă. Asta-i. Aici un molotov pentru sub geam, gen. Dacă au B-ul, dai moliu ăsta, să pice aici sub geam. Sau să ia ăsta foc, ăsta e important să ia foc. Mamă, că mor. Asta de ce e important să ia foc, să nu vă ține de aici sau de aici. Ține-te un pic mai sus. Am pe aici undeva. E bine. Și trebuie să dea în spate până aici. De aici o să vină continuare de flash-ul ăsta. Și asta o să fie de aici full flash-uit. Nu mai ce să facă. Da, retake în B. Era un smoke. Aici și parcă cu... Da, dacă bine mi-am gândesc. Da. Asta e un smoke de retake foarte bun. Pentru tunel, te pui în față la ce-o fi ăsta, geamul ăsta, ce-o Dumnezeu o fi. Și aveți aici macaraua asta cu a doua de la macara. Dai smoke-ul. Cu tot cu molotovul ăsta, un molotov la mașină. Vine aici două flash-uri peste. Și așa nu mai am ce să facă de aici. Au molotov în site, au molotov la mașină, smoke aici. Trebuie să se bată cu voi, o să fie full flash-uit și teoretic a trebui să luați runda foarte, foarte simplu. Pe alea de take e mult mai greu. Aici deja trebuie să cari și molotov în side, dacă ai molotov la rampă, dacă ai... Depinde mult aici, dar e foarte greu de... Trebuie o echipă de 5, nu prea e cum. Dar... În B e simplu, retake-ul și în 2 inch, dacă aveți încă utilități de DPA pe voi. Ai cărat ăsta, ai ăsta molotovul la car, ăsta scară molotovul în site. Ai se cară un flash 2 și intri peste ei. Aici la lor, nu uitați tot timpul, ai spaca o mână. Grijă mare când ieșiți aici, că poți să aibă boost, poți să fie băgat aici în dreapta. Ori ieșiți cu pre-aim aici, faceți shoulder rapid, ați verificat tot. Aici iar pre-aim. Aici nu sunt nimeni, aici. Cam nimeni nu sunt aici. O să aici, o de aici. S-au sus bustat. Aici faci un shoulder, te uiți, vezi că e gol, mai faci aici unul și după ieși direct white pick, îți iei pre-aim aici, ieși. Exact, ținta pe capul lui cum ar veni aici. Îți iei așa un pre-aim în cap. Faci asta și aici ieși direct pe capul lui. Cu ținta. Cred că cam atât ar fi. Cam v-am zis, după ce smoke-ul ăsta, molotov aici, se dă smoke-ul pentru bază. O să vină un flash de aici. Flash nebun. Asta de aici se bagă vijelie. E gol. Se cadă și al doilea flash după. În sus. Faci pic aici. Între timp vin așa din B cu split-ul. La fel pot să cadă și așa la fel flash-urile astea. Și în același timp intră 2 cu 3 de aici și ar trebui să fie runda câștigată. Ce vă recomand eu după ce luați mid-ul, să supunem că se dă smoke-ul ăsta de aici. Se dă smoke-ul de bază. Trebuie să dă cam tot timpul moli așa. Aici pentru boost-ul ăsta. E foarte, foarte moliu să nu-și facă boost-ul să vă arunce în aer.
Te dă demers, nu te ține niciun cluster placement, pur și simplu îl ieși, îl dai, nu se bagă prin smoke, poți să ieși liniștit, să faci pic aici, refish la tot timpul, te bagi și asta este. Smoke-le de lung, le-am uitat. Cam un pic, că aici nici eu personal nu mai știu exact, cred că ăsta era primul. Te pui aici la... ce-o fi ăsta? E ticica asta. Shift s-a apăsat, aveți aici o dungă, aici gen. Pui în mijloc și din mers, puțin cu shift-ul, cu geamță. Un pic. Pui aici înapoi. Geamță, din mers. Asta pică primul smoke, din partea stângă, și al doilea din partea stângă, dacă bine mi-amintesc. Te pui în cur. Și undeva la crucea asta, puțin mai în stânga gen. Din crouch, cu geamță. A trebuit să pice smoke cu deep. Aveți aici două smoke-uri fără gap. Niciun fel de gap aici în smoke-uri. Și n-au cum să vă spargă ăștia. După ce se ocupă lungul gen. Ați luat lungul, se cară astea două smoke-uri. Din nou le dau. Te pui la piatra asta cu shift-ul apăsat. Puțin umbli, îl arunci. Al doilea din pit vine în colț. Se pune crouch, puțin în stânga la catena aici. Farmacia catena. L-ai aruncat. Deci că e molotov acolo la mașină. Nu este niciun fel de gap în smoke-uri. Ăsta poate să cadă aici flash-uri pentru site. Timp ce atât îi se bagă. Cineva scadă flash-uri, atât îi se bagă aici. E bună execuția asta. Dacă ați reușit să ocupați lungul. Dacă vrei poți dai molly acolo în timp ce smoke-urile nu-și facă boost. Grijă foarte mare la boost-ul ăsta de aici. Sunt foarte mulți care își fac boost în spate la smoke-uri. Aici. Dacă când vă băgați pe site, vă duceți cu acau în mână, vă uitați. Și după vă verificați tot timpul aici. Nu uitați să vă puneți ținte aici, în caz că își fac doi nebuni boost să nu vă spargă, de aia zic. Deci la fel e foarte ușoară execuția și foarte bună. Vă lăsați, dacă ați ocupat lungul, vă lăsați aici tot timpul un om în pit. Ăsta stai aici, mai face strafe, se mai uită cu lupa. Regular ramp, ok. Dacă ați reușit să luați și short-ul, tot timpul dacă voi luați lungul, o să încerce băieții din ea să ia short-ul. În caz că nu o încercat și o rămas pe site undeva pe aici, puteți da fain frumos astea două smoke-uri. Te pui în colț, dai smoke-ul ăsta. Te pui în spate aici, dai smoke-ul ăsta. Aici scadă flash-ul cineva peste hartă și tu intri cu flash-urile astea. Îi bate aici. O să dai și molotov în side dacă dorești. Aici aveți un wall de smoke-uri pe short. N-au nicio șansă băieții să facă nimic. O singură, să zicem așa, schemă. Dacă sunteți un stack, dacă aveți un stack de oameni și vreți să încercați o tactică, să zic așa, puteți da așa. Dați smoke-ul ăsta one way. Dați de aici, de la poarta asta. Te pui lipit de ea. Aici sus la casă. Vine smoke-ul. Cineva să dea un molotov la side gen. Așa, vine molotov în side. Două flash-uri. Aici peste. Primii doi sar jos. Aici. O să uite aici lângă smoke. Se bagă aici unul dreapta, unul stânga. Unul se uite lângă unul bază. Unul rampă. Și restul pe short vine aici tare. Un pic să mai dau iară să vedeți. Aici o să vină un smoke. Tot în bază, las că e bine. Dacă îl dau așa că nu balustradă. Așa. Molotov în site tot timpul. Unul cadă tot timpul aici flash-ul peste hartă. Timii doi o să uită în bază. Se uită, verifică să vine pe aici la fel. Se uită aici. Și vin între timp și așa doi din short care ocupă. Nu-i neapărat nevoie să vă bateți cu pitul. Dacă eu am aici un CT aici, nu o dați cu el, lăsați-l în pace. Aveți shot-ul luat, aveți aici. Aveți și bază cât de cât până aici. Puteți rămâne safe, fără să mai fie bai de ceva. Pe mid v-am arătat cum să ocupați. Dacă vă reușiți să vă băgați mid cu scout-ul, de exemplu, cum mă bag eu, sau cu lupa, intri aici, ați unghiul ăsta tot timpul. Pui aici două scopuri. Aici
Aici, ți-i ținta, că-l bați tot timpul. După, poți să dai după înapoi un smoke aici. Ai fugit, ai scăpat de ei. După ce bați unul. Sau poți să rămi pe bătaie, cum dorești tu. Shot așa, așa, am zis cam tot. Cred că cam asta a fost, boys. Lungul v-am zis, shot-ul v-am zis, mid-ul da, B-ul da. Da, cam asta este. Pare bine, boys, că v-ați uitat, dacă v-ați uitat la tot video-ul. Sper că v-am fost de ajutor cât de cât. Și vă aștept mâine. O să facem, cred că, pe Inferno. Următorul clip. Nu uitați dacă ați fost noi, să vă abonați. Un like, un subscribe, să vă apăsați clopoțelul de notificări, că o să postăm zilnic videoclipuri. Eu am fost Evan, băieți, vă pup și vă iubesc, aveți grijă de voi până la următorul clip și live de asemenea. Vă pup!